Mamă, trebuie să mă duc afară, repede, băi, trebuie să ies afară. Mușii, lasă-mă în pace. Nu, nu, mușii, mușii, eu sunt prietenos cu tine. Mușii, lasă-mă, eu nu fac nimic. Mușii, eu nu fac nimic. Mușii, mușii, mușii. A spus cineva mâncare? E bine, mie mi-e cam foame așa puțin, dar este ora 3 dimineața. Nu știu dacă e totuși bine să mănânc la ora aceasta târziu, deoarece eu știu că nu prea e bine, dar totuși mi-e foame și n-am mai mâncat de astăzi, de pe la 5 dimineața, ăsta 5 după amiază, în fine, dar venim la bucătăria lui Mușii, un drag prieten al nostru, cineva, că nici nu l-am mai văzut niciodată. Da? Dar da, să sperăm că o să fie prietenos cu noi și o să ne facă o mâncare foarte bună, deoarece astăzi ne este foame foarte rău și hai să vedem. Ok, there we go, the kitchen is all clean up and we can finally go home. Tod, cine e Tod? Vrea să vorbească cu Mici până să iasă, așa. Vrea să vorbească și cu Veronica. Ok, nu știu cine e Veronica, nu știu cine e Mici. Dar, au, ok, salut, cine ești? Ăsta cine e? Ia fiți atent. Ăsta e Tod? Toc, ia să vorbim. Nu, ăsta e Mici. A, eu sunt Tod. What, eu nici nu mai știu cum mă cheamă. Băi, ți-am uitat cum mă cheamă, nu știu. We got the kitchen clean up quickly tonight, Tod. Așa, dacă îmi vezi cheile-mi la mașină și așa, pe aici, pe undeva să-mi spui. Ok, hai că-i spun dacă mă duc eu direct cu mașina, fug cu mașina. Diu, așa mă duc. Nu pot să răsesc bucătăria fără ele, ok, ia să vedem ce face. Veronica, hai să vedem și pe Veronica acum, unde e Veronica? Ce facem asta? Bă, mamă, ce m-a speriat de oglinda aia. De ce m-a speriat de oglinda aia? Că nu e nimic ceva de speriat aici. Dar în ce casă suntem ochii? De fapt, suntem la Mușii. Nu cred că e o casă, este... Dar mai mult este un fel de o casă, dar hai să vedem ce vine pe aici. Bine, nu cred că ar fi prea ok să... Ia. Încheiem tot. Dăm transmisiune indirectă, s-a dus. Na, nu merge să spargem asta, dar ia să vedem, putem să ne vedem prin oglindă. Mamă, Doamne, cât de... Mamă, cum m-am speriat. Bă, cât de creepy arăt. What? Așa arăt eu? Eu nu... Parcă nu arătam așa. What? Deci nu vreau să mă mai văd în viața mea. Sunt cam urât, sincer. Un cuțit. Ia, ce face acest cuțit? Ia să-l luăm în mână, să-i dăm cu el în gură. În GTA, în GTA, în GTA. Ah, Veronica Office, ia să intrăm la Veronica. Veronica, unde-i fă? Ce ești, Veronica? Bă, asta e o păpușă voodoo? Veronica, te-ai tâmpit? După înainte să pleci, vreau să vorbesc cu tine de... nu, vreau să vorbești tu cu Mușii, ok? Închizi de așa, eu mi-am dat de cine de autoritate. What? Am înțeles acum, deci Veronica practic e asta ei, dar Mușii este cel care are, asta este cel după care este renumită această bucătărie, ok, Mușii's Kitchen, dar Mușii este de fapt un angajat și vrea să-l dea afară. What? De ce vrea să-l dea pe Mușii afară și vrea să rebrandească bucătăria, cum ar veni să-i pună alt nume, pentru că Mușii nu mai merge dacă deja s-a dus, așa timpul se duce, se schimbă și copiii din ziua de azi, cred că Mușii este creepy. What? Trebuie să vorbesc eu. Bă, deci trebuie să vorbesc eu cu Muș, ok? Deci în closetul lui genitor, nu știu ce e genitor, trebuie să-i duc eu ceva. You should give... după. Deci prima oară trebuie să vorbesc cu Mușii, după trebuie să-i duc ceva de la genitor și hai să vedem că a lăsat un dolar. Mamă, stai că hai că am făcut treaba aici. Ok, genitor. Unde e genitor? Mușii's room, ok. Prima oară mă duc la Mușii, nu? Prima oară mă duc la Mușii, ok? Mușii, unde ești Mușii? Oh, salut Mușii, ce faci? Bă, Mușii, nu știu ce să-ți zic, dar... da, e chiar mișto camera asta ta. Ia, pus într-o aici. Ok, lasă că nu fac nimic. Mamă, deci Mușii din aprilie 20, 1969 este aici, săracul după atâta timp o să, el nu știe deja ce l-așteaptă, el nu știe de fapt ce l-așteaptă, dar hai să vorbim cu Mușii. Mușii, o să vorbesc cu tine? Bă, cum vorbesc cu Mușii? What? De ce nu mi-apare nimic pe ecran? Mușii, vreau și eu să vorbesc cu tine. Cum vorbesc cu Mușii? Hei Mușii, vreau să spun ceva. Veronica m-a informat că vrea să te dea afară și să rebranduiască bucătăria. Cum ar veni? E nașpa, timpul trece, așteaptă aici, vreau să-ți aduc ceva. Ok, Mușii nu prea pare fi... bă, Mușii, ești regulă? Bă, de ce? What? Mușii, uite-te, te rog, în oglindă, uite-te în oglindă, te rog, nu te mai uita la mine, că mai devreme te uitai în oglindă. Ce se... Bă, de ce vii după mine așa, what? Ok, cred că e cam ciudat. Deci aici este ăsta, ok. Deci am luat cadoul, pe și unde mi-e cadou? What? Bă, am luat cadou și nu mai e cadou? În fine, nu mai contează asta. Hai să mergem la Mușii acum, să vedem unde e Mușii. Mușii, vreau să-ți aduc un cadou, din păcate, na. Mușii? Mamă, sper că nu se întâmplă ceea ce cred eu. Sper că nu s-a dus la Veronica să-i facă ceva, că e cam nașpa. Cine e ăsta? Asta e... e Steve, ăsta e Steve. Salut, Steve. Poți să intru și eu? Știu că e doar pentru tine, dar poți să intru și eu? Nu pot să intru aici, deoarece am o nouă mascotă, așa, în caz că ne-ai din Mușii o să fie scos. Da, din păcate. Da, și Steve zice că e cam nașpa, dar timpul a trecut. Ok, ea poți să intru aici totuși? Nu merge. Dar Mușii, unde e Mușii? Bă, Mușii, sper că... Bă, băieți, eu cred că s-a întâmplat ceva foarte ciudat cu Veronica și cu Mușii. Sper să
nu totuși, deoarece o să fie cam nașpa, dar da. Dacă ați văzut pe aici, nu uitați să vă abonați, să dați și voi acolo un like dacă încă n-ați făcut-o, dacă vreți să mai facem episoade cu jocuri de-astea horror, deoarece, ok, hai să mergem la Veronica. Veronica? Ah, Veronica e singură aici, nu e muș. Bă, iar m-am speriat de mine. Bă, cred că e a doua... What? Nu, am crezut că e ceva aici, ok, ok. Cred că este a doua oară când mă sperii de mâine, de mine. Bă, da, merge cam la oglinda asta, nu știu, de-aia m-am și speriat. Bă, da, m-am speriat, legit, chiar m-am speriat, pe bune, m-am speriat, în fine. Veronica, am vorbit cu Mușii, dar... asta e că trebuie să-i ducă la lui Mușii, ok. Mușii, unde ești? Mușii? Probabil că e undeva pe aici, sau o fi la toaletă. Nu știu, hai să mergem aici. Mușii o fi pe aici? Na, nu are ce căuta aici. Dar unde este Mușii, oare? Este la toaletă? Sau unde ar putea să fie Mușii? Mușii? Sau e acolo? Nu mai știu ce era acolo în dreapta, dar hai să mergem la toaletă. Mușii, ești la toaletă, frate? Ma. N-are hârtie igienică, mă zice cineva, trebuie să-i arunc, ok. Îmi sună imposibil, da, unde ești aici? Frate, ești aici? Cioc, cioc, cine? Da, aici, ok, lasă, mai bine mai întreb. Ok, și trebuie să-i aruncăm asta. Ok, hai că i-am aruncat-o, totul este bine, totul este bine. Ia să vedem cine e totuși înăuntru, ok. Bă, păi, uitați-vă puțin la el, bă, uitați-vă la el. Bă, normal că ăsta. Bă, what? Ce? Ok, bă, ce e așa ciudat aici? Nu spune că ăsta o să fie noul angajat, că dacă o să fie ăsta mai bine rămâne Mușii, adică uitați-vă puțin la el. Era clar că cine ar putea să fie acolo înăuntru după cum s-au zis sunete și alea și așa, dar nu credeam că el se mișcă chiar așa. Breakdance, bam, bam, bumți, bumți, bumți. Bă, da, totuși unde este Mușii? Mușii unde ești? Bă, da, cadoul Mușii nu mai e la mine. Bă, da, unde e Mușii? Asta e întrebarea mea. Mușii unde a fugit? Unde a fugit Mușii? O fi înapoi la el înăuntru aici? Mușii? Cred că acum ia cu băieții. Cred că e ceva ciudat aici. Cred că se întâmplă ceva ciudat. A, ba nu. Veronica e ok. Veronica, cum se simte Mușii după această asta dislike așa? Ce se întâmplă? A fost scos. Trebuie să mă duc la storageria acolo unde am fost eu prima oară, în camera aceea, că a dat drumul la lumină, că a fost stins luminile. Ok. Mamă, ce creepy Veronica aici, în fine. Să vedem că nu e nimeni pe aici, nu? Nu. Ok. Dar aici nu mă văd de data asta în oglindă. Ok, nu mă interesează aia. Dar uitați-vă și voi la asta. Bă, asta nu mai. Bă, alo! Vezi că te împiedici pe aici. Trebuie să mergem aici să facem și noi aici, să dăm și noi drumul la lumină, că s-a întrerupt curentul din păcate. Dar da. Am vrut mai devreme să-l închid, dar acum e momentul. Ok, hai că e bine. Trebuie să mă duc la Veronica să spun despre Mușii că a plecat, ok. Da, asta chiar trebuie să fac. Sper să nu mai sperii de mine acum. Iar era să mă sperii, dar nu m-a speriat. Acum a plecat ăla. Băi, nu înțeleg. Ăla să scălâmbăia pe aici, făcea toate drăciile pe aici, dansa, făcea, era de capul lui. Și văd că asta o făcea pe întuneric. Și când nu mai e întuneric, nu mai e nimeni. Ok, hai să mă duc la Veronica. Sper că nu se întâmplă nimic cu Veronica. What? Veronica? Păi nu mai are cap. Mușii? Bă, sper că nu s-a întâmplat ceea ce cred că s-a întâmplat, că ar fi cam la sol. Stai că vedem ceva aici. Toc, pe cum pot să vorbesc? Veronica, nu pot să-mi crezi ce s-a întâmplat. I guess I know who is responsible, așa. Trebuie să ies afară. Mamă, trebuie să mă duc afară, repede, băie, trebuie să ies afară. Mușii, lasă-mă în pace. Nu, nu, Mușii, Mușii, eu sunt prietenul cu tine. Mușii, lasă-mă, eu nu fac nimic. Mușii, eu nu fac nimic. Mușii, 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 nu pot să ies. Nu pot să ies, Mușii, lasă-mă. Mușii! M-a prins. Și ce sunt cu sunetele astea? Și ăsta a fost tot jocul? Doamne, Mușii. S-a nu intrat niciodată în bucătărie la 3 dimineața și niciodată la 3 dimineața. Dacă aveți voi o bucătărie, dacă aveți vreun restaurant ceva, niciodată să nu dați afară fix la 3 dimineața pe cel care este angajat aici de am bun, deoarece vedeți ce se întâmplă. Asta poate să se pună a fi o morală a acestei povești, a acestui joc, dar e cam ciudat jocul acesta, nu știu, nu vreau să mă mai joc niciodată. Cu ea fără Rafael, like, subscribe, pa, pa!